Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Uitați cine a venit la noi în vizită. Până la urmă a apărut, că-l dădusem dispărut. Cum pot să spun eu că m-am dus la pușcărie? Păi bucătare, am crezut că ai pățit ceva, că acum în ziua de azi când nu răspunde cineva la telefonul, le-a poliția. Roata, mă. Ia să spune ce patron, ce patrona ce a făcut, ce-s dar mare. Nici nu mai știu să vorbesc. Ce-ai făcut, patron? Mai poți să vorbească, tu nu vezi tu ce e acolo. Ce e acolo? I-a făcut sarmale de oaie, prima dată când am mâncat așa. Cum, de oaie sarmale? Da. Uite sarmale toate, ia poze de aici sarmale. Păi eu când am spus aseară că au făcut tot felul de, de mâncăruri din oaie, nu mă așteptam că o să facă și sarmale de oaie. Mă pus pe mine, beaua cu leagă mă-mi băt. Păi ce sarmale de oaie ai făcut? Adu-i un pas. Ia după ăla. Sarmale de oaie. Adu-i și un pas să pus și un patrar să vadă cu mine. A turnat apă pe mine. A descutat de mingeara. Trebuia să chem mașina de porți. Am văzut, prieteni, mai devreme s-au certat, s-au vărsat apă în cap. S-a luat cana de la el să-l mai bea. Ăla, papi, zi stâna. Care? Ăla coada albastră, ăla. Care coada albastră? Nu știu, patronul. Ăla, ăla. Să beau. Stai să beau eu acum, să te arăt minte. Stai să vezi, papă. Stai acum. Îl avem și pe papi aici. Salutare, salutare, dragi prieteni. Bă, papi, ia de țicră aia cu apă. Stai să vezi acum. Stai să vezi papi acum ce se întâmplă. Să te ții la ei, papi. Papi, în seara asta te ții la ei dacă le dai să bea. Da, da. Dacă te vezi, umbli papi de apă. Da, tu ești, om. Eu beau până dimineață, trebuie două, trei case. Dar eu nu umbă. Tu uite, deja să trinseră ochii. Aveam un unt să trângea ochii. Noroc, sănătate, să mâncați la șunul. Domnul e care ni s-a spart tobele din cauza lui. Ce s-a întâmplat cu tunința? Nu știu, Maline, mai bresema să mi se spargă tobele când le pun. Să nu se spargă perlele alea de la nu gât. Nu se sparg. Hai să spargă tobele și s-au spart tobele dimineața. Bine, mă, patron. Mi-a zis acolo în sara. Și zice, ce faci cu tunința? Zic, păi de mine și tobele. Și el îmi spune dimineața să Care, mă? Un maț. Tu nu știi. Melodia de-o cânta bunicul ei cu 60 de ani. Alin a pupat în bujo. Ce fură are pricăjit a pupat în bujo. Bă, dacă se întâmplă, bă, dacă se întâmplă ceva și cu perlele alea, înseamnă că e adevărat. Lasă, Doamne ferește, nu mai vorbi de perle. Doamne ferește. Nu mai pune ochii. Nu mai pune ochii. Le-am de ochiat. Măi, David. Da. Las ele furcând dorme. Da, David. Mănâncă și tot farmac, să vezi dacă îți place de oaie. Nu mi-e foame, eu aștept osul. Ce os? Osul de la grătar. Papi, tu ce ne spui? Dă-ne și nouă un interviu. Ce să spun, uite, am venit și eu la voi aici, am adus și eu de la cam treia porții, ți-am adus jumeri. Am mâncat, prieteni, jumeri, cărnați, tartaboș, tartaboș, 2 kg de vin, sarmale, alte sarmale. Am adus murături, șoric. Chiar am mâncat, am băut de la papi, sarmalele, sarmalele lui n-au fost de oaie. Ale mele au fost de porc, primul porc eu am mâncat el. Noi am tăiat oaie, frate, nu porc. Dacă nu vrei să armale acum, fac de tuiciun, din pepte pui. Merge. Fii atent. Bă, noi de Crăciun tăiem oaie și de Paște porci. Da, da. Așa la țigare. Pe invers. Da. Pe bune. Da, invers. Dar n-ai văzut ce-ai spus să uim. Să fim tânătoși, sănătoși, să mâncăm. Cum să zică la porc, el a zis la oaie. Când auzi că e oaie, la urmă... Cum? Că-i să tăi un... Și am zis, bă, e oaie! Deci nu vor să crești, dar e porc! Că să te ață de mulți ani, să mânca sănătoși! Oaia! Oaia! Dar nu-i spune la porc! Păi nu și-a dat omul seama! Nu și-a dat seama! Că e oaie! Aaa, David, de unde ai luat acest os? E la grătar, du-te! Are cu ciuciu! Dar cine ți l-a pregătit acel os? Marita. Oh. Dar să vezi ce surpriză o să aibă Marita. Vreau acesta pentru tine. O să-l mănânc și eu.
Îți plac gogoșile lui Marița și... Da, de alea cu ciocolată, mănâncă și prin oraș, pe unde mergem. Tu, voi nu mâncarăți din gogoși. Nu. Dacă nu mă duc la festivalul de Crăciun acum la Severin mâine, păi mâine fac gogoșe și cu gogoși i-aduc lui David. Ia-o, David, ce ți-aduce papi? Gogoși și brioșe. Să vezi cum sunt gogoșile la mine. Patronă, ce faci acolo? Uite, strică vinul, bucătare. Aveți grijă. Bagă apă în vin. Aaaa, că nu-i cu toi, patronă. Păi eu beam mai pizza așa, eu beam. Ia bagă bucătare, să vedem cum e. Păi nu, acum mi l-a stricat. Ia să vedem. Hai, bagă mie cum e cu ea. Păi, David, adăvostul ăla, poate să mănânc și eu. E bun, David. Adă-ți mie unul. Ia uite cum mănâncă David ca în șatră, așa din picioare. Bagă, băi, bagă. Bă, la țigani. Trebuie să facem cortul, să te bag un cort. Ia un cort. Hai, Davidescu. Și-ți dau și foalele. E de potul meu ăsta, amicul, e de potul meu. Aline, iau foale și cu cortul și forja aia. Dar ce să face cu ele? Cu foalele? Da. Tu nu știi ce faci. Nu uiți să facem vlogul de Crăciun. Face serios. Le facem aici la din curte. Aduc foalele. Uite așa, murdare. Uite, uite la mâncat patru. La foc. Bagi la cu ele la foc. Da, da, da. Sufli cu ele în foc. Am unele de capră. De capră? Da, din pele de capră. De capră, din pele de capră. Nu știam. Am foale din pele de capră. Foale. Brânză de capră. Nu brânză, domnule. Bucătare! Să-ți aduc și ție. Adu-ne, adu-ne și mie unul, David. Ia sos! Adu-ne mie, David. Ia ăla, papi, vrei? Da, 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 adu-ne la tata. Adu-ne, domnule. El mai întreabă, vrei? Vrea și are. Somoldor. A fost în arest, bucătare. Deci a fost de 24 de ore. Da. Din cauza lui. Pentru oaie, pentru oaie. Furat de oaie. Din cauza lui. Zice ca Ion acum. Cum s-au învățat toți să zică că din cauza noastră și Ion și ăla toți. Bă, și Ion din ce? Din cauza mea? Bă, Ion cred că e reținut pentru oile de asăvară că a plecat de la ele. A, ia spunea. Prieten, să auziți unde a fost Ion. Ia. Ion a fost plecat cu mine într-un bălci și acolo aveam o stână de oi cu ciobani. Mă, că n-ai ieșit de la pușcărie. Bă, asta îmi pare, mie de serios. A fost cu mine. A fost, bucătare, n-a fost cu mine. Pă când? La Sfântuirii, asta îmi pare. La București s-a acceptat cu patroana. Așa? Că de ce dorme Fane acolo, că era frică, că îl omoară Fane în somn. Nu știu, și-a plecat. Și-a căutat motiv. Și a zis că se duce la prietenul lui ăla cu oile. A fost el înainte. Nu, nou, ne-a spus că se duce la un prieten de-al lui. Și unde doarme dacă nu doarme acolo cu oile? În apartamentul unde se doarme. La Marine. Am vorbit cu ciobanul ăla de acolo, că stă el cu oile. A stat 2-3 zile și a venit acasă. Ia pune tare. Și nu s-a mai dus la cioban. Nu e serios. Așa. Ia uite cine a adus Marița, băi. Ia. Hai, Aline, ia și tu. Ia, 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 păi, David, ia, 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 i-am zis să le dați pe ce cu ăsta, cu tricoul ăsta, rup pe tine, mamă? Păi rupt. Păi ăsta îți văd că rupt, că e mancăuri în el. A fost rupt. Doamne, ce-ai ajuns, mă, Aline? Ce-a făcut șoricel? Ia lui Ion din ce-ai ajuns, Aline, cu ainele rupte pe tine? Deci am semele mele. Uite, tu cu lanțul la gât și eu am bluza ruptă, uite. Vezi și cu mașina aia, cine este cu... cu Mercedes-ul ăla, eu sau tu? Da. Cu așa se poartă ăla. Bravo, așa bravo, bravo, bravo. Da. Face de râs, o, ia ne stac aici, uite ăsta, uite ăsta. Ia. Așa, ăsta. Da, poate îmi rămân din, să-mi rămână din ținos acum. Ia-i la Marița. Ia Marița, știu, ia. Ia Marița, bă, mă, ce grătar au făcut ăștia, grătar de oase. Bă, ați făcut grătar de oase. A rămas Aline fără rost. Nu, taie. Dă-i pe jumate, dă-i pe jumate. Ia, ia. Da. Patroana, să fă grătar de oase. Da, ce-a făcut tatăl tău cu oasele. Nu, că vreau mai mic. Nu, nu, mai mic. Stai că le dă David dosul ăla lui. Uite, ia eu pe ăsta. Da, chiar că ce mai de lea? S-a zis, eu nu mai le dau mai jumătate. Ia cu tu, da. Ia.
Mariță, nu bei tot bar de vin de la noi. Ia, bine, 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 bine. Ia să vedem acest os. Asta e friptură vânătorească. Mamă, dar ce bune e. A? Pe bune, vedem că moartea, vedem. 10 minute. La noi nu mai rămâne nimic din oaie. Cări pe murot de termenire. Din oasele nu mai rămâne. Hai, cărca înțegă. Merge banda. Tu de-a lăsat, hai. Nu e cam sărată. Da, ha? E cam sărată, bă. Ce mănânc coastă de asta de oaie? Ce mănânc coastă le-am pus pe tot? Le-am făcut leu coastă, așa alea. Da, din vezi că ți-a luat patru ani. Ce ai acolo patru ani? Ia să-mi. Coastă de asta care a făcut mai crudă. Leu, e alea pe ea. Tu mănânci în sânge. Vezi că le-ai osul meu. Au, mamă, ia. Nu, că are și are și. Ia, mamă, ia. Aici așa trebuie să mănânc numai oase. Nu mănâncă. Numai oase? Mamă, ce dulci sunt oasele astea, nu mai putem mai vinde. Bă, cu mănâncă și tu. Uite, am și-un patronul nostru. Zic că te-ai asta. Mai dai-ți mie cu jumătatea asta. Nu, 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 ăla meu, nu! Cum? Păi el meu ăla, păi eu l-am lăsat aici. Na, lasă tu ce bucătare. Bă, dai duce oaia asta. Prieteni, deci în sfârșit a venit bucătarul la noi. Cum ai reușit bucătare? Am venit, poate supărat pe tine, dar te-am iertat din cauza la oasele ăștia. Păi noi v-am dat dispăruți. De ce ne-ai dat dispăruți? Păi ce eram? Băieții. Ce suntem ca băieții, da. Oasele astea s-au făcut. Dar băieții i-ați găsit? Nu mai, le-am căutat. Bă, prieteni, ne vede lumea că mâncăm toată ziua. Doamne ajută, patron, așa bă, știi cum a zis Stanca, mama lui Alinca, mâncăm din 10 minute. Arine, ia putem acum pe ce. Asta e rânda, burta, patroană, uite-o. Păi e neagră. Da, da, o burtă de la oaie trebuie să o speli de două ori în apă rece. Nu mai e apă caldă, nimic. Să simți milosul ăla de bălegar că mănânci rânză de vată. Mă, bucătare, e nebunit. Da, uite. Deci, prima dată Leo a fost pe care mi-a aruncat asta de pe grătar. Și după aia l-am obișnuit și acum am vrea numai așa ceva. Mănâncă-ți tu, Mihela, o spilă de bălegar. Dă-i lui Mihaela, că-i place, dă-i. Dă-i și lui Mihaela, dă bucătare. Da, dă-i că îi place cu bălegare. Bagă, Miha, bagă. Nu, lasă că... Uite, Mihaela! Nu, nu. Uite. A, te sunt asistent acum. Da. A, tu dat asistenta. Aline, noul vostru bucătar v-a pregătit așa cu burtă la grătar. Păi, dar tu ai pregătit-o? Omule, tu tot tăiai. Bă, omul e în probe, e prima zi de servici. Da, și uite, era Marița. Bucătăreasa lui patroana. Da, ia uite. Bucătăreasa era locul bucătar. Da. Vezi ce am făcut? Vrea să ne încertăm cu ei. Vom ieși la pensie. O să ajungem la scandal, Mariță, dacă ne iei bucătări pe a bătrână, pe patroana noastră. I-am ieșit la pensie. Bucătarul a ieșit la pensie. Patroana face televiziune cu papi, cu Mariță. Pe Mariță aduc la dansa. Acum mi-a spus că are toale frumoase. Foarte bine. Am din alea tradiționare, cum era de... Băi, mai trăie și mâine. S-a dus și ție patroana una. Da, să mi-a dus una mai mare. I-a dus și lumea aia. Mică, așa, nu mare așa. Mică, mică. Auzi, Angelele. Au uscat, nu ne-a ce gătăr ați făcut serios, de trei oase? Asta e, am mâncat oamenii partea, un platou mai înainte fără tine. Dacă tu stai în casă cu Mihaela, ce te uiți în gura ei în casă, de patru ori? Le-am făcut donațiile. Ai făcut, am văzut. Mi-a promis regina Angliei că îmi dă balena de Crăciun. De Moș Crăciun. De Moș Crăciun. Să-i ajută Dumnezeu că m-am bucurat că de Crăciun o să primești și o balena de la ea. Ești asigurată. Dar un loc și mai pe creamă. Da, Aline, chiar e o fată de nota 10. Regina. Poate ia și Denisa salariul și ne dă și ea ceva. Da, să-i ajută Dumnezeu să ia salariul. Doamne ajută. Să le ia să ne-l dea nouă cu tună să-i mâncăm banii. Da. Denisa are de nota 10. Noi suntem mâncători cu oile. Da, patron, noi mâncăm bani. Da. Nu? Ce noroc aveam noi cu oile, dar rămâne acolo. Mamă, să ne dea câte oaie la porbăgăt. Da, 300 de oaie. Dar nici în așune nu spui cum ai ridicat oaia asta cu excavatorul și nu vrei să-i părăi. Mor, gata, mor, mereu. De ce?
Era vin. Bă, nu mai bea! Mă, nu știu, bă, mi-e rău. Bă, nu mai bea, că dacă ți-e rău, mă rău. Bea că de jucărie, cu mine. Stai, lua pastilele. Zică, pastile ai trebuit, mă, iată. Nu le luat. Nu am de-a, mă, pireata. Care-i pastile? Pireata. Pireata, dacă ți-e provat. Și sunt și puternice pastilele alea în combinație cu vin. Doamne, ferește, nu e bine. Mi-e rău patrona de la pastile. Știi cât am spălat atare parfurile de sălul ăsta? Doamne, toată noaptea. Lasă cu alea pe Miha acum și spală și ea. Lasă-mi de să fie la parfurile. Tu nu te mai trimis la voastră ca să scap de mine cu toată? Da, da, spală vasele tu. Acum Miha, bă, acum Miha colaborează cu Papi. Da. Dar știi cine m-a văzut prima dată? Cătunița și 8 și geloasă cătunița, repede. Marine, omul ăsta de 20 ani să uit, vrea să vorbească. A, să nu spui că ți-ai luat tu bucătar pe Papi și pe Marița. Păi da. Păi da, l-am luat bucătar. Doamne, mulțumesc. Păi dacă voi nu ar luat pește. Păi tu nu vezi? Trei pești. Vrecă pește. Nu se ia bagă, ți le prăjesc mâine. Păi vezi cu tună. Vino la mine mâine. A, vezi mâine sunt la Caransebe. Auzi. Ia plecăm de acasă. Da. Mă, toată lumea. Bă. Bă, să rămână peștele alea. Mă, auzi. Deci toată lumea, toată lumea spune, vai bucătarul Leo, ce pregătire o face omul. Și noi murim de foame în baza lui. Bă, bucătare! Bă, păi faceți tu la mine, pregătesc la mine acasă. Bucătare, știi ce-ar pun ororile astea ale româncile? Bă, n-am ne-a dus și noi la bucătare. Are, uite, tot, am luat miros. Gătesc fetele aici, cele vin o să-i gătesc lor. Asta cele noastre. Așa o să ce vizionezi? Da, ce fac eu mâine. Ce îl fac la tigaie cu mujdei. Prăjit. Păi n-ai văzut cum îl fac eu, intră la mine. Era prieten canalul tău aici. Papi de la Strehaia. Eu nu pot să vin aici, mi-a zis patroana, bucătării mă vin aici, uite murorile mele cu umbră, mujou pe afară. Mujou? Cine mă mujou? Mihaela venea într-un ăla și cu bucătării. Ce credeți? Auzi ce s-a întâmplat ieri. Ne-am gândit noi toți ieri. Bă, ne-am gândit noi toți ieri să venim să facem oaia la voi. Ca să nu mai muncim la grătar, să nu mai spălăm vasele. A, păi și la noi cine muncește și spală vasele? Păi ia uite. Bravo, mă, bravo, mă. Da, mă, trebuia să veniți, știi că noi nu vă împotrivim. A, bă, dar... Veneam cu brațele deschise cu oaia. Nu suntem acasă, nu suntem. Dacă n-a făcut patrona șatra la voi... Cum am gonit-o? Ați gonit-o cu corpul tot? Cu corpul tot am scos afară. Părea prea multă muncă, avea dreptate. Vă spălam la vase până la două, la trei, da, non-stop. Bine e făcut. Da. Bine, voi am dat-o fără de rău. Așa e. Eu am stat pe cutinte până la două, la trei. Ia, 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 dă-i pe el, dă-i pe el filmare. Dă-i pe el filmare. Dă-i pe el, dă-i pe el filmare. A luat darul vieții. Înainte a avut darul femeilor, acum ce-a făcut? Darul femeii a avut. A luat pe darul de ție. Bă, dar și vine fanta cu tână numele acolo. Unde-i finele? Pero. Mai știe, dar mi-am acasă, nu mi-a. N-am mai dat. Am văzut pește. Bă, da. Și ce aș mânca, mă? Ce? O tocăriță la disc. Patron, îmi pare foarte rău că am descoperit. Da, la disc. De am descoperit băutura. Spade. Sau rânză. Să-ți ajute, mă, că ești mă. Ca să fac pește, să le faci pește. Facem. Da, ne organizăm. La mine n-am pus să te invit. Nu, mă, la noi aici facem. Aici am pus. Bă, mai, am venit niște oase, trebuie să ne uităm. Bă, nu mă, la oase. Bă, nu mă, la oase. Bă, sobă, mă, sunt niște oase. Caută oase. Mă, nu alea, nu, alea sunt pentru mâine. Uite și peștea. Uite, mă, ce rău îmi pare, Ianin. Și-a ajuns prin două praf pe el. Doamne, ce rău îmi pare. Prieteni, donașului un fritor. Duce bine, duce pe la de pui. Mă, Aline, îmi pare rău, praf, mușca de câini. Mai e foc în toată. Pierul mijel.
Cade leu. Zic. Zic cu Tonița, prieten, să-mi doneze, că n-am bani. Prieten, donați-i și lui TikTok Univers și pasărea aia cu foc, să ia și el o trică bună. Da. Uite, cu găuri, așa, e rupt. Da. Ce face Aline cu acesta tricou pe tine? Ce să fac? Ne faci de râs, Aline, mașină de 2-3 miliarde și tricoul. Fac șatra de râs. Da, ne faci de râs. Doamne, cu tine, dar și cu lanțurile alea gât, uite ce sar în filmare aici. Mă, gata, eu vă să zgăuri grave aici la mâine. Ce, uite, e daună, e daună, ia uite. O, păi stai, el ne arunce tot. Doamne, dar trebuie să ne ducem să-i cumpărăm mâine. Și de unde să-i luăm? De la China Shop. De nu, la magazinul ăla al meu. SCH. SCH, da. Secund, mă, am eu un magazin care îmi dă numai tricouri frumoase. Mă, ce ați băut? A trecut, Alex, spune-i. Mă, ce are vinul ăsta în el? A plecat pe la ce vol cădea? Băi, ăsta-i vinul care lua bunicul tău. Castele. De unde lua el, de la, era unul gardian la mine la pep. Da, ba, mi-a dat-o, Damijană. Și a zis că pe data pe 15, dacă mai am nevoie. Patrona, ai zis că te duci acolo, de unde lua bunicul, de la... Da, dragi prieteni, aici cu oasele, cu oaia, cu sarmale, cu toate. Lasă genul ăștia, sărbătorii. Avem de petrecut. Așa că, prieteni, vă lăsăm, ne vedem mai târziu, vă pupăm și vă dorim o seară minunată în continuare. Ba, ba. Ne vedem mâine, unde mai târziu? Mai târziu eu pun 4 vloguri pe zi. Păi tu crezi că stăm noi cu tine toată noaptea aici? Păi să fac vizualizări pe spatele vostru. De ce? Hai, pa. Ce să faci cu noi? Pa, prieteni.